Profeția făcută de Petrache Lupu, care, în legătură cu sărbătoarea acoperământului Maicii Domnului, spunea așa la 1 octombrie 1936. Un mare imperiu va cuprinde Europa și România Sfântă va fi cucerită fără să se tragă cutunul. Mai mult, poporul mințit și ademenit va dori să fie cucerită țara lui Decebal și a lui Traian. Mari nenorociri se vor abate asupra românilor. Se vor băjeni cu milioanele, vor fi inundații și cutremure mari, secetă mare, furtuni din senin. 2 ani, România, Europa, toată lumea o să fie cuprinsă de o nouă boală, o nouă ciumă. Bogatul o să ceară săracului adăpost și mămăligă. Țara o să fie trădată de cei care o conduc, iar banul o să fie singura religie. Degeaba preoții și vlădicii vor să ridice crucea lui Hristos că nu vor fi ascultați și lumea o să râdă de ei. Hoții or să fie domni și curvele, doamne. Mai mulți ani România o să fie bărlogul tâlharilor și va avea felinarul roșul drept stemă. Războiul o să ne bată la ușă și disperarea își va găsi să lași în sufletul românilor. Când o să piară ultimul trădător de țară și toți românii se vor pocăi, toți se vor întoarce acasă, o minune se va întâmpla și Maica Domnului o să-și întindă acoperământul peste grădina ei, salvându-ne pe toți, pe toți românii și aducând pace, bunăstare și bucurie. Așa să ne ajute Dumnezeu. Este tulburător cum Petrache Lupu a văzut cu atâta precizie peste aproape un secol. Mai rămâne să se împlinească partea bună cu mântuirea, pacea, bunăstarea și bucuria.